România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi se împlinesc 6 luni de când a fost învestit guvernul Câțu. Este, zic eu, timpul unui prim bilanț, mai ales că se confruntă chiar și cu o moțiune de cenzură, deci încep alții bilanțul înaintea noastră. Nu cred că moțiunea asta depusă de PSD are șanse de reușită, deși sunt intrigat de atitudinea PNL, care a zis că nu o să participe la vot. Dar cum, e cineva dintre parlamentarii PNL care vrea să plece de la putere zilele astea? Nu cred, cred că e războiul electoral de acolo. Pe aici trebuie să fie explicația. Da, în fine, ei cu ale lor, noi cu ale noastre, deși un vot la adresa guvernului trebuie să aibă orice cetățean o opinie, nu? Adică, mă, până la urmă, poate ar fi și peneliști supărați pe toată treaba asta pe care o face domnul Câțu sau pe treburile pe care le face USR-ul sau știu eu, poate sunt lucruri care nu merg foarte bine. De ce să nu le dai voie oamenilor să se exprime? Da, mă rog, în fine. Deciziile pe care le iau ei în această bătălie electorală, o să vedeți că în timp ne afectează și pe toți. Să aveți în minte și acest lucru în analiza voastră. Altfel, pentru a înțelege mai bine lucrurile, haideți să ne uităm un pic în urmă. Domnul Câțu și echipa sa au ajuns la guvernare cu un mandat al reformei și al înnoirii, mai ales după tristele guvernări PSD. Ce li s-a cerut? Ce a zis o parte din România? A zis așa, domnule, să vină niște oameni mai cinstiți, activi și să dea un impuls economiei. În particular, au avut de răspuns cei din actualul guvern celui mai înalt vârf al epidemiei. Domnul Câțu însuși a ajuns premier pentru că USR l-a vrut foarte tare sau nu l-a vrut pe domnul Orban, dar și pentru că președintele Iohannis l-a văzut mai curând reformator pe domnul Câțu decât pe domnul Orban, vechi în politică. A reușit domnul Câțu să facă acest lucru, oameni buni? Este guvernul acesta reformator sau o nouă dezamăgire? Dă el dovadă în acest început de mandat că vrea și poate să facă reforme? Răspunsurile o să le căutați voi. Eu văd mai curând un guvern inegal, unul în care câțiva miniștri trag mai tare, că așa e putința lor, sunt mai vizibili, dar și un guvern care răspunde multor comandamente politice vechi, adică nu au fost mari schimbări. De exemplu, nu s-a mișcat un pai în direcția reformării și micșorării administrației din România. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Chestiunile legate de justiție, alea care trebuiau corectate, sunt tot acolo. Îmbunătățirea colectării banilor la buget, tot aia e, adică nu se mișcă mai tare aici. Și văd multe motive de dispută, dar asta se întâmplă în orice coaliție. De altfel, premierul este și cel care a zguduit alianța asta politică singura dată, în mod major, atunci când l-a dat afară pe Vlad Voiculescu. Dar, dacă este să te uiți la acest moment, nu am mai vorbit de un guvern reformator, ci de unul care a acționat strict politic, lipsit de transparență și care, cel puțin în chestiunea Voiculescu, a, cum să zic, a comunicat neonest cu populația, da? A pus niște lucruri sub preș. Ce face bine domnul Câțu? Că face și bine, nu? Toți oamenii au umbre și lumini. Uite, face mai bine următorul lucru. Oprește populismul deșanțat al anilor trecuți. De exemplu, nu a mărit pensiile și a oprit temporar mărirea alocațiilor. De ce? Pentru că pur și simplu nu există bani și pentru treaba asta, adică până la nivelul ăla. A mai tăiat pungi de interese, precum cele de la metrou, să dau un exemplu, și nu mai pare dispus să răspundă așa din pixul bugetar la orice cerință, la orice manifestație, la orice revendicare asupra banului public. Când o să auziți la moțiune că se vor rosti cuvintele astea, că nu se consultă cu partenerii sociali, asta înseamnă că a mai tăiat bani de pe aici pe acolo, da? Așadar, din punct de vedere economic, guvernul domnului Câțu își respectă mandatul, dacă mă întrebați pe mine. Acest guvern pare mai articulat, pentru că împrumuturile pe care le face nu se mai duc în risipă. Nu-l cred însă pe domnul Câțu când zice că, băi, în România se trăiește cel mai bine și că n-au crescut prețurile atât de tare, el zicând de fapt că sunt cele mai mici din Europa. Pot să fie cele mai mici, dar ce să vezi, pentru noi tot scumpire se cheamă. Sigur, tot ce v-am povestit eu aici sunt gândurile mele ale unui singur om, sunt subiective.
Important este ce credeți voi, că de fapt voi sunteți cei care știți mult mai bine cum stă treaba în țara asta. 0372069599, îl repet să-l evaluați din orice colț al țării, 0372069599. Oameni buni, vă chem astăzi la evaluarea guvernului Câțu. Domnule, cum apreciați performanța acestor oameni la 6 luni de mandat? Ce îi reproșați premierului și miniștrilor săi? Care sunt lucrurile alea pe care le-au făcut prost? Dar și tot în viziunea voastră, care sunt, domnule, lucrurile alea pe care le-au făcut bine? Că și asta e important într-o țară, nu? Nu putem merge negativ. Este acest guvern, guvernul reformator pe care îl așteptați? Sau, în fapt, este o nouă dezamăgire? Cum vi se pare? 0372069599, vă chem la dezbatere, la România în direct. Această emisiune este și pe Facebook. Cât am timp, mai arunc și acolo un ochi să văd ce mai spuneți voi despre lucrurile acestea. Dan este cel care deschide dezbaterea noastră de astăzi. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit. Te ascultăm. Sunt primul și e un pic mai dificil de a deschide subiectul, dar pe ansamblu, în ceea ce privește acest guvern, sunt foarte dezamăgit. Nu e acel guvern reformist care promitea, care se întrevedea și din păcate cred că în mare măsură și datorită blestemului, să zic în ghilimele, al acestei țări în permanență, avem niște alegeri la orizont. Păi acum ce alegeri avem? Avem alegeri în PNL și, din păcate, baza majoră a PNL-ului nu cred că este dispusă la mari transformări, la mari reforme. Știi ce am descoperit? Eu nu m-am așteptat de la ei. Exact, ceva. Exact. Nici eu nu m-am așteptat de la PNL să fie un partid de bază, de organizație și un partid mai curând de sistem osificat. Eu m-am gândit la PNL-iști că sunt niște oameni moderni pentru că îi puneam în comparație cu PSD-ul. Da. Eu în trecut am fost și membru PNL și simpatizant, oricum sunt de dreapta. La aceste alegeri am preferat USR-ul, deoarece m-au convins că ei sunt mai dispuși și nu au în spate o bază atât de rigidă care să încerce să mențină un sistem, acest sistem osificat cu fel de fel de beneficii pentru membrii de jos. Dar de la PNL eram convins că va fi o inerție imensă. Da? Și până în aceste alegeri, Câțu nu riscă să-și întoarcă, oricum va avea o opoziție din teritoriu. Dacă zici că ai fost simpatizant, susținător, membru al PNL, ai spus, nu? Da. Lămurește-ne și pe noi. O să câștige domnul Câțu, așa cum știi tu partidul ăsta, sau o să câștige domnul Orban? Nu, după cum știu eu, acest partid va câștiga garda veche. Sunt prea multe jocuri în spate, din păcate. Deci nu știu prea bine, de aceea am și renunțat, am încercat să lupt din interior, am fost un idealist, sunt un idealist, dar am observat că n-am nici cea mai mică șansă și prea puțin care să își dorească din interior să schimbe ceva. La guvern e posibil să se dorească, dar sunt la mâna Parlamentului. Știți, în weekend vorbeam cu cineva și știți ce mi-a zis? Ia uite-vă ce faceți, nu schimbați legile, sau nu că nu schimbați, ia uite ce fac judecătorii, un primar care este violator așa, așa și este lăsat în libertate, da? Uh-huh. Nu cred că în astea 6 luni de zile nu aveau timp să vină și să schimbe aceste, care, cum să zic, sunt rușinoase pentru un stat european în secolul 21, ceea ce se întâmplă la ora actuală în justiție este rușinos. Sau măcar să vină și să arate, uitați, ce avem de gând să facem. Cum dorim noi să modificăm aceste legi, cum vrem noi să arate aceste legi. Dan, ca o concluzie, e mai curând o dezamăgire în momentul ăsta, ne spui, și va continua să fie. Da, este o dezamăgire, dar încă le mai acord această clauză de a obține din spate susținere sau de a încerca de a obține o susținere parlamentară pentru schimbările pe care le doresc, pentru că reformele în sistemul bugetar, în sectorul bugetar sunt dureroase și sunt
foarte greu de efectuat. Și inclusiv în justiție, că nici de la PNL nu sunt foarte mulți amatori să funcționeze justiția complet independent și cu dreptatea pe față. Dar sper, după alegeri, poate vom vedea și ceva schimbări, dar... După alegerile de la PNL. Nu. Nu m-am gândit niciodată, Dan, te îmbrățișez, sănătate, spor la treabă, nu m-am gândit niciodată că alegerile unui partid pot să fie un obstacol în dezvoltarea noastră firească, adică, până la urmă, tot voi sunteți la putere. Nu m-am gândit niciodată că multe dintre gesturile pe care le fac ei în cadrul electoral al partidului o să aibă răsunet atât de mare pe scena vieții noastre obișnuite. Păi cum? Domnul premier spunea aseară că o să guverneze prin ordonanțe de urgență dacă Parlamentul nu este reformator. Păi, serios? Ia să-l fi auzit pe domnul Dragnea, guvernăm prin ordonanțe de urgență. Păi, chiar uităm aici? Sau cum? Oamenii cum gândesc? Că noi suntem buni, aia suntem răi? Nu, lucrurile la care trebuie să ne raportăm sunt, sau lucrurile la care trebuie să ne raportăm sunt principiile firești ale vieții societății noastre. Iar când îl aud pe domnul Câțu spunând că o să guvernăm dacă e nevoie prin ordonanțe de urgență, mi se pare că nu facem un pas înainte, ci facem un pas înapoi. Nicolae, salutare! Cum evaluezi guvernul Câțu? Asta e întrebarea zilei de astăzi. Salutare, Cătălin! Salut toți ascultătorii! Grea întrebare, nu știu 100% cum să răspund la ea. Încep prin a îmi spune părerea mea despre omul Câțu. Cred că după mult timp avem un premier care are o meserie, știe meserie, deci pe acest domn, dacă îl scoasem din contextul politic și al guvernării, el sunt convins că va face performanță în mediul privat. E un aspect, din punctul meu de vedere, important, pe deosebire de mulți predecesori, miniștri, prim-ministri și cred 80% din politicieni, da? Nu fac față în mediul privat, deci pe oricare îl scoți din zona aceea de confort. De acord. Domnul Câțu, dacă stai cu el de vorbă despre macroeconomie, despre parametri, bugete, tot ce are de făcut, instrumente financiare moderne, chestiuni de genul acesta, domnul Câțu e spirt și noaptea din somn, dacă îl trezești, cred că are cunoștințele de bază cu care să facă lucrurile astea. Dar... Și spunând acest lucru, merg mai departe în raționamentul meu, menționam mai devreme, 80%, eu părere personală, nu au ce căuta acolo sau nu au meserie cu adevărat la bază. Nu sunt dintre miniștrii actuali? Nu, vorbesc de clasa politică în principal. Aha. Și în particular vorbim de guvernare, nu? De echipa domnului Câțu. Aici chiar nu știu cum stau domniile lor, dar plecând de la aceste date, când ai 80% din cei care te înconjoară și Parlamentul care trebuie să te susțină, da? În actul de guvernare, e greu să faci performanță sau să-ți impui... Am citit niște programe. Adică ești de acord cu cineva care îmi spune acum pe Facebook, domnul Antal Gherghei, că domnul Câțu este sabotat de Parlament? Despre ce Dumnezeu vorbim aici? Adică... Nu cred că sabotat e un cuvânt potrivit. Cred că interesele și jocurile de culise în prisma voturilor necesare pentru alegerile din PNL, pentru alegerile viitoare, pentru a nu supăra anumite categorii, sunt atât de mari încât, da, duc într-o zonă de sabotaj, poate, abar nu am. Nu cunosc mecanismul. Eu lucrez în mediul privat și pentru mine, tot timpul KPI, la indicatorii, eu sunt evaluat în permanență, lună de lună, trimestru de trimestru, an de an, după niște indicatori. Faci un plan la început de an, da, cum face și guvernul, și ești evaluat. Ai făcut, n-ai făcut. Și să iau decizii în consecință, bune sau mai puțin bune. Da. Eu am încredere, personal, am încredere în omul Câțu. Cred că România are o șansă mare cu domnul Câțu prim-ministru. Nu sunt apolitic, am orientare de dreapta. În cabinetul dumnealui am văzut oameni care îmi par serioși,
nu permit să vorbesc, că nu-i cunosc și nu le știu background-ul. Păi așa îi știm toți, că nu stăm la cafele cu ei. Cum îi vezi tu, așa îi văd și eu. Sunt câțiva, ok. Cred că avem o șansă foarte mare în prisma fondurilor europene disponibile în a fi accesate, în prisma programelor. Bun. Totul e să facă o echipă bună și cu Parlamentul, pentru că dacă nu crezi și cadrul legislativ să derulezi programe, cât vor fi alegerile astea, mulțumesc Nicolae, cât vor fi alegerile astea slabe șanse? Păi ai prieteni, atunci ne întoarcem la cifre, ca să zicem așa. Zice guvernul acesta că în 4 ani 70% din drumurile județene și locale vor fi modernizate. Sper că merge treaba brici, că sunt multe în momentul ăsta. 7.000 de kilometri de drumuri județene dintr-un total de 20.000 vor fi reabilitați. De asemenea, această putere și prin programul de guvernare, că nu citesc din altă parte, modificarea Constituției și promovarea inițiativei fără penal în funcții publice, modificarea legilor justiției, în educație, implementarea, ce bine sună, viziunii dezvoltate în cadrul programului național România Educată, da? Băi, n-am reușit. Că ce să vezi, le-a trimis președintele înapoi legea aia cu educația sexuală și ei au trimis-o înapoi și au zis, președinte, ia-ți educația sexuală de aici, că Parlamentul nu vrea. Implementați, măi, România Educată, că ziceți aici. Ce să zic, va ajunge la 6% din PIB? E, lăsați. Sănătate, elaborarea unei noi legi a sănătății. A plecat bucățica aceea de ordonanță. 6% din PIB. Spitale regionale la Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Știți, eu nu sunt absurd. Eu nu cred că astea puteau fi deja făcute sau dar capete declarații de intenție sau acțiune politică către această zonă, da? Astea se puteau vedea. Că astea fac politicienii. Încep să dea semnale într-o anumită zonă până când lucrurile se întâmplă. Deocamdată astea nu s-au văzut. Hai să le punem și o scuză. Domnule, am fost preocupați cu epidemia lunile astea, dar acum nu mai avem nicio scuză, nu? Cristian, salutare! Bine ai venit la România în direct! Te salut, Cătălin, pe tine și ascultătorii tăi. Ne auzim, da? Ne auzim foarte bine. Repet întrebarea. Cum îl evaluezi sau cum evaluezi guvernul acesta la fix 6 luni de la investire? Depinde cum te poziționezi. Pentru că dacă e să facem o analiză comparativă, putem spune că avem în sfârșit un guvern, atât cât poate România asta să dea în momentul ăsta, un guvern bun. Dacă ne uităm la guvernele de până acum, ne speriem de multe ori, uitându-ne la ce fel de personaje au fost în conducerea ministerelor. Da. De asta, din punctul ăsta de vedere, eu spun că am făcut un mic pas în față. Sunt de acord. Pe de altă parte, dacă e să analizăm strict activitatea guvernului, mă declar mulțumit, chiar foarte mulțumit, de ceea ce se întâmplă în Ministerul Transporturilor. Pe Cătălin Drulă îl văd în momentul ăsta de departe cel mai competent ministru al transporturilor pe care l-a avut țara asta. Știe exact cu ce se mănâncă și face foarte bine ceea ce face. Domnule, acum să vedem activ. Dacă va fi și lăsat. Ei, asta, hai, spune pe asta. Cum adică? Cine să îl lasă? Eu nu cred în teoria asta că nu vine unul și trage niște linii și dă peste mânuță, mai ales ministrului transporturilor. Cine să nu-l lase? Cu durere spun lucrul ăsta. Din păcate, ca simplu cetățean, remarc de 30 de ani prezența în jurul nostru a unui sistem, hai să o numim caracatiță, așa, care efectiv îmbolnăvește fiecare inițiativă bună luată la un moment dat de un personaj, indiferent că vorbim de administrație locală sau de administrație publică. Sistemul este îngreunat exact de această caracatiță, care de 30 de ani se hrănește din tot ceea ce înseamnă fonduri publice, din tot ceea ce înseamnă activitate asta de administrare. Vrei să spui că această caracatiță îl oprește pe Drulă să facă autostrăzi sau l-a oprit pe... Această caracatiță, cu siguranță am văzut-o la Metrorex și am văzut-o în multe alte puncte. Uh-huh. De asta spun, misiunea guvernului Câțu a fost extrem de dificilă și este în continuare extrem de dificilă, în special în zona asta, în lupta asta cu caracatița, de a tăia aceste tentacule, pentru că ele sunt nenumărate în tot sistemul, indiferent despre ce vorbim, de la sănătate, la educație.
Ți se pare că le tai? Adică uităm de discuțiile după la apă și pădure? Mie mi se pare că am văzut câteva semnale. Nu am astfel de informații pentru că nu lucrez în zona asta, să spunem. Dar eu, încă o dată spun, ca simplu cetățean, am o percepție. Și percepția mea în momentul ăsta este că se încearcă tăierea acestor tentacule, spre deosebire de alte guverne în care nu s-a întâmplat altceva decât înlocuirea unei tentacule cu o alta. Da, mi-e teamă că în unele locuri și acum se face chestiunea asta. Ce mai face grupul liberal de la Iași? Mă gândesc așa. Cine mai aici pune pe la ape și la păduri? Cine mai pune? E o altă chestiune pe care vreau să o semnalez. Faptul că am reușit noi românii să pervertim și unealta asta fantastică a democrației, care ne lasă prin aceste alegeri tot timpul să avem oportunitatea fantastică de a aduce în funcții oameni într-adevăr competenți. Noi românii de 30 de ani am reușit să o pervertim. Și de fiecare dată nu facem altceva decât să creăm un circ major în tot ceea ce înseamnă alegeri, de la nivel local, la nivel central și așa mai departe. Din păcate văd și în Partidul Național Liberal în momentul ăsta exact același circ care nu a făcut altceva decât să înfrâneze această țară și să o aducă acolo, în poziția în care o vedem acum, aproape de Bulgaria și mult mai departe de Ungaria și așa mai departe. Va trebui să purtăm o discuție care e foarte complicată și probabil ține de educație. Prea mulți indicatori, începând de la, știu eu, la vaccinare, la educație sexuală, la dorința noastră de a moderniza diverse lucruri în țara asta, la modul în care funcționează administrația, sunt legați între ei. Cu asta, de fapt, se luptă guvernul Câțu. Cu un tip de atitudine care nu știu până la ce punct este imputabilă guvernului. Uite, am ratat campania de vaccinare. Spune-mi tu acum, Cristi, dacă acest lucru este în totalitate imputabil guvernului sau nouă cetățenilor și restului clasei politice. Sunt convins că sub nicio formă chestiunea asta nu îi se poate imputa lui Cățu sau miniștrilor care au fost la sănătate sau care sunt în momentul ăsta. Este doar o chestiune de educație. Din păcate, nivelul nostru... Educație în ce sens? Fiecare dintre noi avem un filtru. Atunci când primim informația, filtrăm acea informație prin prisma educației pe care o avem. Din păcate, nivelul foarte scăzut, general, de educație, și nu vreau să jignesc, ce e un fapt pe care eu așa îl percep în momentul ăsta, face ca informațiile care pleacă pe surse care au alte interese, să spunem, reușesc cumva să primeze în fața specialiștilor care vin cu argumente serioase vis-a-vis de vaccinare. Îți mulțumesc tare mult. Aici poți să spui însă alt lucru. Și există o greșeală. Domnul Câțu a vrut să-și suprapună propria lui campanie de imagine peste campania de vaccinare. Așa a gândit. Și domnul Iohannis a apărut de câteva ori la televizor și a zis: românii, vaccinați-vă. Păi, aici e vorba de politică, oameni buni. Și când vezi politicienii aceștia, au... E o pacăste. Ei sunt oameni care ne împart în două. De fapt, despre asta e vorba. Ne împart în două și cine nu are încredere în domnul Iohannis sau în domnul Cățu, se uită așa un pic surprins. Și după ce n-ai mărit pensiile, acum mă invit să mă vaccinez? E o întrebare legitimă, că aici sunt percepții, nu neapărat raționamente științifice. Și da, dacă îi se face un reproș domnului Cățu, aici este un reproș. Că a blocat o campanie de vaccinare, bănuiesc el sau echipa lui, a blocat o campanie de vaccinare cu niște personalități din România care erau foarte cunoscute și care vorbeau despre vaccinare și a adus o altă campanie în care el bea o cafea undeva. Asta e decizie politică, da? Și trebuie să o treci acolo. Altfel, nu cred că ar fi avut un succes, cum să zic, major, dar poate un punct, 2-3% în plus ar fi fost. Acum e rândul lui Sorin să evalueze guvernarea Cățu. Salut! Salut, domnul Cătălin, Sorin sunt. După mine, guvernul este zero barat. Zero barat. Ai o stație acolo care, în care vorbesc colegii. Dă-i un pic mai încetul pe colegi ca să putem sta de vorbă. Da, taximetriști. Păi, m-am prins. Încă mai sunt taximetre cu stație? M-am crezut că sunt. Da? Da? Bun. Avem, da, stație cu protejată ca la poliție de Am înțeles. Da. De unde ne suni? Din Arad.
De ce zici că acest guvern, văzut așa de la Arad, este zero, Sorine? Ei n-au făcut nimic, nu m-au distrus România de un an jumătate de până cu putere. Absolut. Niște asasini economici și atât. Ce? Plătiți de afară. Of, 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 of. Dar ce așteptări aveai? Multe. Să mărească pensiile, cum au promis, să fac anumite drepturi. Ei fac totul împotriva României. Stai, să meargă cu un PNR adevărat la Bruxelles, orice. Ei nu au promis din potrivă. Cred că n-au promis nicio secundă că măresc pensiile. Adică de la guvernul ăsta eu n-am auzit că era vorba de o mărire. Din potrivă, au spus că alea 40% nu sunt nu pot fi dați. Dar tu acum consideri că cum să zic, capacitatea unui guvern sau valoarea unui guvern stă în a da ceva? Nu ai văzut niciun semn bun la acești oameni? Absolut niciun. Arătați-mi, domnul Striblea, un kilometru de autostradă făcut de capacile ăștia. Hai să vorbim frumos. Eu zic că sunt, numai ieri, stai că mă uit acelișa. Am văzut pe Hot News că am dat drumul la vreo 10 kilometri pe undeva. Cred, fantastic! Păi, ce să facă în 6 luni? Au preluat o lucrare de la alții și o încheie, nu? Despre asta e vorba, e un pic de continuitate. Nu, eu nu le iau apărarea, să nu mă înțelegi greșit, dar nici dezamăgirea asta profundă, încerc să... Ba, le luați apărarea. Le iau apărarea. Le iau apărarea, ok, bine. Păi, ți se pare că i-am luat apărarea până acum în tot ce am spus lui Câțu, despre Câțu? Absolut. Este cel mai incapabil ministru de 31 de ani. Cel mai incapabil. Democrație. Cel mai incapabil. Păi și cu doamna Dăncilă ce facem dacă domnul Câțu... Doamna Dăncilă e cu 100 de trepte peste. Să râdeau de ea că nu știe să vorbească. E pe zero barat de Dăncilă. Serios? Nu? Cum? Dar da. Cum stabilești reperele? Doamna chiar a avut niște probleme a vorbi cu noi. Domnul Câțu n-are niște probleme. N-are, nu? Da, am înțeles. Păi da, depinde de în ce tabără te afli de aia. Da, nu știu, nu mă aflu în nicio tabără. Depinde, da? Depinde din ce punct de vedere privești lucrurile întotdeauna. Da? Păi da. Asta e punctul meu de vedere. Sigur că da. Dar acum nu-mi dau seama de ce ai standarde atât de înalte încât spui că e zero barat. Adică nu-mi dau seama. Sunt înalte, dar sunt absolut penibil. Deci, în unele momente... Absolut tot ce fac. În unele momente sunt absolut penibili. Spune-mi un lucru pe care ai vrea să-l vezi în următoarele 6 luni. De exemplu, să facă o autostradă de la un capăt la altul, dar nu o să facă în 6 luni, dar ceva, pentru vadă că fac. Adică să vii pe autostradă de la Arad la București, că asta ar fi cel mai simplu. Da. Cea mai, care trebuia făcut de 20 de ani, da. Ok. Asta așteptăm și noi. Acum, nici intenții bune. Uite, cineva mai devreme spunea că ministrul ăsta al transporturilor e mai bun ca alții. Acum, da. Pe mine mă miră că n-ai văzut niciun semn bun. Și eu încerc întotdeauna să... Care e semnul bun? Că au mers cu ranga și s-a pus el să dărâme. Ca un fel de bodyguard, s-a dus la Metrorex și a făcut el ordine și disciplină, domnul de la USR. Ăla era director. Nu era ministru, dar ministru a fost destul de încordat în treaba asta. Da. E adevărat că depinde de punctele de vedere, vorba ta. Îți mulțumesc tare mult, Sorin. Depinde de unde te uiți. Așa este. Depinde de multe ori de unde te uiți. Dar până la urmă vedem cam aceleași lucruri. Interpretările pe care le dăm sunt diferite, nu? Despre asta e vorba. Eu nu cred că guvernul ăsta este o minune sau cel mai bun, cum au spus alții dinainte. Sunt convins că are multe păcate pe care o să le simțim mai încolo. Dar nici nu cred că e un zero barat. E probabil un guvern în virt, sau cum să zic, în media României din ultimii ani. Iulian, acum e rândul tău. Ia să vedem dacă debordezi de optimism sau... Bună ziua, m-au zis, nu? Salutare. Ok, eu nu sunt de părere cu domnul, l-am ascultat mai devreme pe domnul dinainte. Mi se pare, vă spun sincer, am 25 de ani și încă nu am plecat din țară. Înseamnă că da. E un lucru bun. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de acest guvern, mai ales de Cătălin Drulă. Vă spun sincer, am colindat țara asta în ultima lună, Pitești,
sunt din Pitești. Pitești, Craiova, Pitești, Satu Mare. Așa. Și ceea ce vrea să facă omul acesta și cum să mișcă, de exemplu, pe drumul expres Pitești, Craiova, cum se mișcă lucrurile, este extraordinar. Când am văzut ceva așa ceva de când trezesc, de 25 ani am văzut că se mișcă lucrurile așa. Ia stai, domnule, deci, că mi-au și eu concediu săptămâna viitoare, deci promit că mă duc prin România să văd ce face Drulă. Dacă n-a sunat fan clubul USR, Drulă e cel mai iubit ministru. Zic să-l mai aducem aici la emisiune, poate îl și critică cineva. Deci, chiar mi se pare, vă spun, că cineva bun ministru al transporturilor care l-a avut România până momentul de față către Drulă. Și despre domnul Cuțu, ce pot să vă spun? Mi se pare un om foarte deștept, cu foarte multă școală, ceea ce România nu a avut până acum. Vedem cazurile Dăncilă și tot așa. Fostul ministru care i-am avut. Deci, poți că mi se pare un guvern care vrea să facă ceva și eu cred în continuare în ei și... Da, și, cum să zic, pare... Și? Că asta e, asta e. Și avem așteptări. Avem așteptări, avem așteptări cu toții, da. Crezi că domnul Câțu o să câștige alegerile din partid sau ai vrea, e important? Sincer, aș vrea să câștige alegerile, deoarece mi se pare un om mult mai inteligent decât domnul Orban. Mai inteligent? Și că mai inteligent, că adică vorbește foarte mult și cu cetățenii. Am văzut că este foarte mult, îl urmăresc și pe Facebook. Da. Am văzut că eu n-am implicat. Da, și așa ceea pare. Ce nouă ne-a lipsit. Da, implicați. Ne-a lipsit chestia asta, chestia de comunicare. Implicați erau și alții, da, în tot felul de alte chestiuni. Da. În fine... Nu există nicio notă critică în discursul tău, adică eu pot să-ți înșir o grămadă dacă vrei. Domnul Câțu a băgat sub preș un întreg scandal de la Ministerul Sănătății. A demis un ministru personal încălcând regulile coaliției și ținând cu dinții, practic, că asta e percepția, ca noi să nu aflăm câteva dintre lucrurile de acolo pe care Voiculescu le scotea la iveală. Da, aveți dreptate. De exemplu, ministrul care mi-a plăcut foarte mult a fost și Voiculescu, dar cum să vă spun eu, da, un lucru în minus pentru această guvernare este, dar ce că se ceartă foarte mult. N-ar trebui să mai există certuri și dacă ar fi niște certuri să fie interne fără să iasă în public cu ele, din punctul meu de vedere. Și ar trebui rezolvate. Da. Eu îți mulțumesc tare mult. Mie îmi place cearta asta și am să-ți explic de ce îmi place cearta asta. Pentru că sunt lucruri pe agenda, pe care agenda politică și agenda societății, pe care trebuie să le discutăm. Și cu cât apar lucrurile astea, sunt puse în discuții și au poziții divergente, știm cum stă unul sau altul sau putem face niște schimbări. De exemplu, ultimul episod pe care domnul Barna l-a adus în față este cel cu care de identitate, da? Foarte interesant. Ar putea să avem, n-am putea să avem acel domiciliu în cartea de identitate. De ce e important și de ce se poziționează partidele în mod diferit față de o chestiune care are rădăcini electorale? Uite, de exemplu, PNL și actuala guvernare s-au certat pe tema alegerilor în două tururi pentru primar. Nu s-a ajuns la o soluție. Și din punctul meu de vedere, da, asta le este imputabil. E un lucru pe care l-au promis, l-au dorit și nu cred că îl vor face nicio secundă. Mihai, salutare, ești la România Direct. Salut, mă bucur, nu prea am obiceiul expunerii publice a ceea ce gândesc sau nu afirm prea des lucruri cu oarecare tărie. E bine cel puțin că statistic nu scădem la capitolul analiști, cu cât e mai greu în țara asta, cu atât mai mulți suntem cei care știm ce e de făcut. Și pur și simplu îmi pare că uneori cartierul general al școlii tradiționale, să zic, franțuzești de administrație și studii politice s-a mutat în ultima decadă în România. Așa că despre domnul Câțu și guvernul dânsului nu formulez sentințe, pentru că ar trebui să ai un dosar bine documentat să faci chestiunea asta, iar eu în momentul de față nu am. Pur și simplu aș vrea să-ți propun să ne concentrăm la plasa pe domnul Câțu și acest guvern în cadrul pe care l-am anunțat, pe care l-am auzit anunțat și anunțat mai devreme de către interlocutori de-ai tăi, vis-a-vis de alegerile din PNL. Pentru că aici e un lucru foarte interesant ce se întâmplă din siajul matusalemicilor din PNL, de pe titanicul ăsta greoi, să spunem, care, al PNL, care mergea către procente medii, dar sigure,
într-un consens general care punea în umbră multe apucături rele, se desprinde niște fregate rapide de genul domnului Câțu, suple și dezinvolte, care fac lucrurile la o anumită viteză pe care cei vechi și bătrâni nu pot percepe, de multe ori neobișnuit să ceară aprobare, ceea ce este o mare problemă. Întocmai ca niște adolescenți, dacă vrei să tratăm lucrurile astea, e prima dată când indicatorul mirării este, din punctul meu de vedere, în partide șablonizate pe care România le știe și cu care s-a confruntat de-a lungul timpului, adică într-o ciclicitate electorală pe care o știm. Oricum, adică zici că modul în care acționează Câțu e unul de bine pentru politica românească până la urmă. Eu doar spun că este total diferit, adică este prima dată când indicatorul mirării în cazul matusalemicilor a ajuns la niște cote paroxiste de-a dreptul și ei pur și simplu nu pot percepe din mers toate lucrurile la care asistă în momentul de față. Păi, susținătorii lui Câțu, dacă vrei, sunt un fel de buturuga mică ce răstoarnă carul mare. Zici? Din celor care fac. Stai un pic. Desfac, da. Are dreptate și Orban când spune, te-ai uitat cine e în spatele lui Câțu? Ăia nu-s de cum niște fregate, că ăia navighează prin politică de multă vreme. Da, dar sunt acest tip al domnului Câțu este o fregată pentru PNL, este un model care depășește și iasă din siajul acestui partid cu mult. Acum, în privință la cei care se disting în spatele domnului Câțu, sunt într-adevăr cu semne multe de întrebare, pentru că mulți dintre acești oameni se disting ca niște oportuniști, în opinia mea. Pur și simplu sunt acolo din diverse motive. Cunosc și eu contexte interne din PNL și se spune că se joacă cu cărțile pe față, în sensul în care promisiunile sunt deja făcute, listele sunt permanent, listele de candidaturi pentru viitoare poziții cheie, care să favorizeze, favorizeze diverse funcții sau demnități publice, locale, naționale, chiar și europene, dacă e să privesc lucrurile până acolo. Deci se joacă pe niște promisiuni. De când lumea, lucrurile astea n-au avut consistență și stabilitate atunci când se joacă pe promisiuni. Nu știu dacă domnul Câțu are, tehnic vorbind, este, să spunem, calificabil ca și optim pentru tot ce înseamnă buget, ce ai spus-o și tu mai devreme, nu vreau să repet, însă ce este de imaginat este că în momentul de față se enunță atât de multe diatribe, atât de multe jigniri, atât de multe cuvinte în cadrul acestor două tabere cu adresabilitate la unul dintre candidați sau la celălalt în PNL, încât cred că multe lucruri nu vor mai fi întoarse. Tot ceea ce se spune va rămâne spus. Mi-e teamă că după un eventual succes al domnului Câțu, pe care astăzi sunt tentat să-l operez și să-l afirm, pentru că prea multe sunt semnele care conduc în direcția asta. Ți-e teamă că? Așa. Mi-e teamă că va exista un gen de trădare în care vechii și știuții și așa mai departe vor putea clătina inclusiv guvernarea actuală. Foarte interesant. Mulțumesc pentru analiză. Nemulțumiții la un moment dat s-ar putea aduna, dar sigur că erodarea unei guvernări este un lucru absolut firesc. Am și eu un termen pentru guvernarea asta. Maximum 2 ani și jumătate, hai, 3, să zicem. Deocamdată, semnele reformei despre care v-am întrebat, pentru mine, sunt un pic firave, dar încă așteptăm. Vă mulțumesc tare mult. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.